E bine. Poți să vă zic pe? Și acum tot internetul știe adresata de mail. Nu ai editez miseria asta, dacă nu vă răspunde. Seria asta. Păi să ne trimită întrebări pentru podcast, am mai zis. Ne trimită întrebări, probleme de viață, sfaturi, orice au nevoie. Rezolvăm orice. Transport de la Dedeman. Și care adresa să-i trimită? Transport molos. Am călcat pe cineva. Sunt la Comic Con și am 1000 de întrebări, de exemplu. Ăla-i băra? 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 Eu m-am apucat de manageria ce am spus pe băieții ăștia doi la open mic. Cum e, băieții, mi-aduceți bani, da? Pentru 15 lei. V-am văzut că mergem. Mi-am dat o masă acum, proștii au semnat. N-ar fi rău să te apuci. De manageriat? Bă, v-am mai arătat eu de pe postul ăsta de televiziune. Acum e o tante, atunci ne-a învățat unul cum să ne luăm energia din mediul înconjurător și să o băgăm în aură. Și acum tantea asta ne spune că totul e feng shui și ne explică cum trebuie să ne ținem noi apartamentul în ordine ca să fim feng shui. Eu știu cum se face calcularea feng shui-ului. Ne trebuie o schemă. Dacă n-ai lopan, dar mai bine cu lopan. În funcție de părerea unui specialist. Și dacă nu ai lopan sau curs, vorbești cu un specialist. Specialistul fiind ea și care să-i dai bani, adică. Depinde pe unde intră lumina. Să n-ai ușa pe unde ți intră lumina. Când dacă ai ușa într-o parte, o ții închisă să nu intră lumina, nu fii prost. Hol lung, întunecos, în care nu aveți decât ușa voastră sau alte trei uși sau alte două uși. Dacă ai patru uși într-un hol, dar e întuneric, ai patru uși în pula mea, deschide o ușă să intre lumină. Pentru că nici în locurile noi nu avem o lumină. Ia uite, problemă, ANL-urile alea au făcut de mântuială, mă. Înțeles că este foarte importantă și locația ușii, așa cum vă... Ia uite, contează ușa, să nu ai un pod dracu. O pui unde trebuie, la intrare ușa, se pune mereu la intrare. Ușa care este amplasată pe diversele sectoare ale casei. Ușile nu se pun așa toate la un loc, se pun pe sectoare, le împrăști un pic. Nu mai pot să fac, nu mai pot. Urmează Mitran! Urmează Mitran! Cu cine e Mitran? Cazac! Nu ofens, Cazac! Nu ofens! Baftă, Cazac! Am stat dacă am o problemă cu băutura. Dai că tu? Ai, nici nu știe carte, mă! Să ne vedeți pe aici pe Luiza în final. Să scriu răutăți despre Luiza. În sfârșit pot să scot căietele. Ce? Cam țețe. Deci nu par de final. Cam țețe de bărbat pentru că-s gras. Și mie rușine, da? Mie și lene să fac ceva astăzi. Ce faceți, fax? Ne măsurăm pulsul. Și pula când? Că eu de asta vei. 126 și? Și Mitran n-are. N-are puls. 134. Mitran, ai emoții sau ai băut? Uite și pe Mirica. Hei, Mirica. Hei, salut. Ce faci? Ești ok? Ești ok? Vreau frumos să-i aplaudați pe Dragoș Mitran și Alex Cazacu! Te-ai filmat gamba asta? Oh my god, mamă, ce adida, așa-i dat ce adida. Cum adică aia, ia uite-o. Am 33 de ani și arăt mai bine decât tine. Nu e adevărat. Am 33 de ani și da. Mă aveți două pantaloni. Crede-mă că rămâne. Mi-a dat Dumnezeu picioare foarte frumoase. Și brațele, dar n-am mai lucrat. Adică cam așa? Eu sunt amuzant. Hashtag ce Caterinca e drăgea. Aici trebuie să felt cute. Ca la John Oliver. Dar tu mă vezi? Virgil, pui aici. Virgil. Say what again? Say what again? Sau stau întins, văd cum iese iarba din asfalt. Cine se mită în soare, uite, scot cum calul care nu mai. Un gând de fără microfon, frate. Mi-a intrat în gură. Că mereu iau bani. Pentru că mereu iau bani. Bani, salarule. Ia.
Ok. Te apucăm de coi pentru că doar asta e între craci. N-ai organe din genitale, magi pula mea de râncaci. Ce înseamnă râncaci? Înseamnă că ai mai puține coaie. Frate, mai degrabă ajută oare. Bine, Sorin și cu Toma, bine. Vine și Cristi Popescu, mi-ar plăcea să văd în deschidere și pătrăcea, yeah, yeah. 1, 2, care-i treaba? Timpul ăla mi-i trag. Cuțit. Aici o să mă folosesc foarte mult de intuiție, că n-am răbdare niciodată să mă uit pe manualele alea și dacă îmi dau seama cum funcționează, hai de pula mea deja. Ce căcat e asta? Trebuie să mă uit pe manual, trebuie să pocnesc la biluțele astea. Ia o să. Dacă vreți să le păstrez și le dăm, facem o tombolă ceva, le dăm premiu la fani. Ne întâlnim și vă dau o fungă din asta. Aici avem 3 păcărele. Nu știu dacă ați văzut, de alba neagră normal de alea. Uite. Ați văzut? Un scaun de la X-Factor, uitați. Are aici X-ul. Băi, nu, dar serios, cum se numește? E rochie sau e bluză? Ce credeți? Deci, draga mea! Îl văd foarte tare soar ca Moris. Dar numai el e ok când vorbește ca o lesbiană proastă. Cine? Moris, frate. Draga mea, de da, șosete lungi la pantaloni scurți asortate. De el. Repede, Mitran, că te așteaptă. Nu, man, că eu fac de toate aici, așa mă opresc asta și acum pun muzică. Fuck him! Așa că rămâi mă singur acasă. Uite ce transpirat e prostul. Mitran, merit restul ăla de fritomisto și jumatea aia de bere care e un sfert. Mulțumesc frumos. Bravo. O nouă seară reușită la Comics Club. 180 de oameni. Un singur angajat. Eu nu sunt cu primitul cadourilor, dar mi-a dus un băiat care a venit la show și a zis că abia așteaptă să ne vadă. Mi-a dus această sticluță, nu înțeleg de ce. Nu văd rostul. Dar mă rog, dar așa e saporul lui. Nu că eu asta beau iarna. Și dacă n-a înțepat-o cu nimic sau nu e o travă în asta, eu l-apreciez foarte tare și mulțumesc mult. Ce faci, Victor Băra? Da, uite. Sunt eu. Okay. De ce ești obosit, Victor? De ce? De la ficat. Nu mai duce. Mm-hmm. Nu mai duce. Ficatul nu mai duce. Tu ce faci? Vreau să te filmezi și eu pe tine. Prea stai tu acolo. Am fost acasă și mi-a zis tata că beau cam mult. În toate pozele în care mă vede sunt cu băutură în mână și că nu e ok. Păi și n-ai zis că o ții pentru noi? Ce? 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 Același pahar tot timpul? Da, eu tot. Ce? Și spune. A, și mi-am luat ochelarii ăștia și îmi plac super mult. De unde ți-ai luat? Trebuie să de unde ai ochelarii? Okay. O să am 6 minute de țâțele tale în telefon, e destul, bără. Bă, ai filmat? Nu! Și ce? Hai! Ai venit la show? Da. Da. Ne gândeam. Poți să dau un mesaj pentru cei care nu au venit la show? Da. Dă-i, frate, da. Zi. Mult. S-a pișat pe ei. Da. Nu e de sărăcie, nu merită văzut show-ul. Jesus, fucking Christ! Nu, am 4,93. E Mitran. Dar sunt retard. Acum la fel, m-a lăsat un colț mai încolo. Și aici, la club, eu eram cu ochii în telefon și am zis că da, pe care am văzut un loc mai încolo, a costat cursa 10 lei și 10 bani,
și aveam o bancnotă de 51 de 10 lei și am zis, poți să las 10 lei și rămân eu dator? Și a zis, ok. Și fătu-ți morții, mă, tu mai ai alergat de 10 bani în plus. Jesus fucking Christ. Cum e show-ul? E nașpa? Nu e nașpa, sunt puțin oameni, dar oamenii sunt super faini. Chiar sunt super faini. Vreau să aud asta în vlog. Oamenii care sunt în sală chiar sunt mega, mega. Se vede că au venit pentru noi și sunt cei mai faini oameni. A, serios? Da. Sunt cei mai faini în lume. Și uite-l pe Mitran. Ce la public care nu ne cunoaște, gen nu la voi care vă uitați. Nu l-ascultați pe Mitran, că uite, Mitran a avut o zi proastă, as always. Care câte ține la grădiniță? Am înțeles că... Am văzut că... Și dacă te ține mai mult de 4 ore, tu stai la un doctor. A, serios? Mi se pare că dacă sare de 16-17 minute, nu se mai bucură nimeni. A, da. Și nu cu preludiu, zic gen doar așa, strict de contact sexual, adică de... Mi se pare că nu, adică după 16 minute dat în continuu, serios, cui îi poate să se usucă toată lumea în pula mea. Exact, exact. Contează că se usucă cât timpul și umezește ochii? Ai zis 16 minute? M-am îndrăgostit de prosecco cu aia, nu? Oh my god, vrei să spui că ești o white woman? Da. Sau vrei să zici că îți place să te puțin în cur? Bă, când beau 20 de beri nu e bine, când beau prosecco nu e bine. Un pahar de prosecco așa seara înainte să... Bă, un pahar de prosecco înainte să plâng și să menstruezi, e perfect. Eu am găsit... Zi două medii să... Bă! Vă rog aplauze pentru Scott, să nu vă lăsă număr, vă mulțumim că ați venit seara bună! Asta e băra? Dar ce întârzi? Recomandarea mea, sunt părinții mei și ce fac ei, sunt la ei în atelier acum și fac genți de piele și o să vă arăt niște genți foarte drăguțe. Uite, mie asta mi-a spus mult. Și fac tot fel de chestii. Uite, aici sunt niște chestii prodate manual. Super mega pretty. Și îi găsiți pe Facebook ca Handmade in Piele și fac chestii custom și puteți să le scrieți lor pe pagina sau mie direct dacă vreți să fac. Bun, m-am gândit eu să fac niște coaste și hai să vedem ce iese. Uite, am pus ăsta în staniol și le-am pus la cuptor. Și-s curios cum mi-au ieșit. Uite cum iese, se vede aburul? Nice! Eu tot zic că n-ar mai trebui să mănc carne, dar nu-mi prea iese. Ia uite. Holy shit! Nice! Sunt curios, n-am mai făcut niciodată coastele așa, dar-s curios dacă o să trag de os, o să iasă osul, cum văd așa în videourile de pe Instagram. Nici o șansă să iasă osul așa, dar pun pariu că sunt, arde ftuț mult, dar pun pariu că sunt mega gustoase. Aoleu, star ca, nici nu pot cu o mână. Uai, și-am pus prea mult de la iute, nu le pot mânca. Tu-ți morți. Da, coaste foarte bune, foarte, foarte bune. Îmi dau seama că sunt bune pentru că altele nu am și astea... Ălea pe care am să le mănânc. A, uite că se rupe asta. Se rupe asta de aici. Ia uite. Maestru. Asta înseamnă să fii maestru. Gen după capul meu le-am făcut coasele astea. După capul meu. Și uite. S-a rupt osul de pe carne. Parțial, dar s-a rupt. Au gustul la fel cum arată. Adică foarte delicios. Gen așa m-am născut cu simțul ăsta al coastelor. Eu așa, aveam... Deci mai țin minte, acum dacă stau să mă gândesc de când eram mic, știam eu, simțeam coastele, să zic așa. Atâta, de fapt asta trebuie să facem. Viață, să ai curaj să încerci. Și uite ce se întâmplă. Extraordinar, frate. Și uite, am pus de asta. Rib usturoi de grătar. Nu-i fac reclamă, nu știu cum e, dar părea bun. Ia să gust. Da. Da. Este... Da. Da, frate. Bă, da, gata, stai în urmă. Maneu, mă. Nu, da, bă, nu, bă, nu, bă, nu, bă, bă. Vedeți? Zici că nu se dă? Nu se dă, nu se dă. Eu zic că se dă. Ce valul ăla, bă. Bă, deci ăsta e varul cel mai bun testat aici. Aici vă dăm seama. Bă, dar ce căuta cu mâna aia acolo? E penalti, mă, e penalti. E cam penalti. Auzi, e puțin celălalt. E, mă, salat. Nu se dă! Salat.
S-a aprobat? S-a aprobat. S-a aprobat, mă, gata, gata. Da. Se bate. Secunda 25, penal. Deci, da, mă, da. Penal. Este penal. Para Liverpool. Mă întorc spre voi, să vă bucurați de acolo, da? Da. Sala. Bă, stai că n-a dat gol încă. Hai, mă, hai, mă. 3. Și eu zic că ar fi mesa. Aolo, e penal. Spectacol, ar fi mesa. Aolo. Hei, acuzi trimite în Virgil.